Ziua de 1 mai a fost abordată anul acesta altfel prin rămânerea acasă și respectarea regulilor stabilite de către autorități, precizează oamenii legii. Este 1 mai, ziua internațională a muncii, sărbătorită de obicei prin ieșiri la iarbă verde, grătare și petreceri. Anul acesta, cu toții trebuie să abordăm această zi altfel, respectând distanțarea socială și prevederile ordonanțelor militare. Vă reamintim că parcurile sunt și rămân închise. În toată această perioadă, polițiștii vor fi la datorie, se va acționa cu efective mărite. Polițiștii de ordine publică, polițiștii rutieri, sprijiniți de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Grupa Canină, vor fi la datorie și vor interveni cu promptitudine la orice eveniment care ar putea afecta liniștea și siguranța comunității. Sancțiunile pentru nerespectarea ordonanțelor sunt de la 2.000 la 20.000 de lei.